Salutare din cheile Bicăgerului, m-am întors după, cred că vreo 2 sau 3 ani de zile și astăzi vom străbate din nou acest traseu, dar puțin mai divers, pentru că au marcat mai bine, au extins traseul și după cum ați văzut, podul ungurilor este refăcut față de acum de 2 ani de zile în care era puțin accidentat. Suntem pe marcaj cu dungă galbenă pe care l-am luat de la podul ungurilor de aici din cheile Bicazului. Aici avem și o noutate, podul suspendat. Acesta nu era acum 2 ani. Ce mă, gata-i. Hai că ești cu mine. După cum vă spuneam, acest traseu vine cu noutăți. Cum ar fi fost acel pod suspendat? Jos este un hău incredibil. Dacă ai rău de înălțime, acolo s-ar putea să amețești. După care cred că o să ajungem și pe Piatra Poienii sau Piatra Maria. Acele refugii noi și alte obiective de pe traseu.
faci, mă, băiatule, mă? Mă, ne-ai trădat, a? Te-ai dus cu celălalt grup. Haide. De fapt, el nu vrea să ne creeze probleme nouă. S-a ținut după un alt grup. Exact acum când am intrat prin grădinile oamenilor. Și bineînțeles, oamenii au și ei câini. Și ceilalți au făcut un ocol. Noi am reușit să ținem semnul de marcaj. De fapt, domnul ne-a invitat. Ne-a zis că, bă, uiți că pe aici e marcajul. Știam deja, da? Am zis că să nu mai pun lemne pe foc. Podul suspendat are marcajul cu cruce galbenă. Acum ne-am reîntors pe bandă galbenă. Data trecută a trebuit să traversez prin apă, sper că acum o să găsim un poduleț, dacă nu, o să ne înghețe picioarele pe acolo. Dar s-ar putea să aibă debitul mic. Și să trecem peste pietre. Vai! Deci, pod nu este, trebuie să găsim o alternativă să trecem prin apă. Vai! Marcajul este acolo și noi... Nu știu cum să luăm. Am găsit o variantă ocolitoare, deci dacă este să veniți, cum coborâți, luați-o pe malul râului, undeva la stânga și există o... marcajul pe triunghi galben. Ne îndreptăm spre Piatra Poienii și acolo lângă s-a făcut un refugiu. Să înoptați acolo, trebuie să sunați dinainte și să cereți cheia. Ciudat, un refugiu care trebuie să sun și să cer cheia. Sunt două aici, în această zonă, unul la Poiatra Poienii și altul pe vârful, pe la vârful Ghilcoș.
am schimbat semnul de marcaj pe cruce galbenă. Acesta nu era un traseu marcat și băieții au făcut treaba bună. Am ajuns la unul dintre refugiile futuristice din munții Hășmași. Am luat-o puțin pe nemarcat, după care o să intrăm din nou pe crucea galbenă și am vrut să tăiem puțin din traseu. De fapt, inițial căutam să ajungem la turnul negru, deși pe aici sunt o grămadă de poteci nemarcate, dar unele duc în traseul de marcaj. Facem un pas la turnul negru. Felicitări băieților de la Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, dacă ei au amenajat acest traseu care trece pe la punctele principale din această zonă. Am tocmai lăsat turnul negru, începem coborârea. Coborâre abruptă, de aici vine și rezultatul unei jumătăți de ore de la turnul negru până la podul suspendat. Se coboară abrupt, dar rapid. Am ajuns din nou la podul suspendat și de aici schimbăm marcajul pe dungă galbenă. Momentan suntem pe cruce galbenă. Am trecut de podul lungurilor și ne îndreptăm spre finalul acestei drumeții.
Nu uitați să dai un subscribe, este gratuit, un like, un share și sper că ți-a plăcut această drumeție prin noile trasee de aici din cheile Bicazului. Jos în descriere am să vă las și videourile precedente când am fost pe aceste trasee, când erau cam prost marcate și unele erau chiar nemarcate. Am ajuns la mașină, astăzi am avut noroc pentru că toamna încă nu ne-a abandonat, am mai prins unele porțiuni de păduri colorate. Un mic sfat, dacă nu vă plac pantele abrupte, faceți traseul cum l-am făcut și eu, adică la podul suspendat, nu-l traversați pe partea cealaltă și urcați la turnul negru, continuați pe bandă galbenă, deoarece traseul este mai, să zic, lin între ghilimele și o să faceți panta aceea abruptă la coborâre. Acum decideți voi, deși majoritatea făceau traseul invers. Noi l-am făcut prima dată pe bandă galbenă și am coborât pe la Piatra Poienii, Turnul Negru, etc. Cu asta v-am lăsat și v-am salutat!